Polițiștii de frontieră din cadrul sistemului complex de observare, supraveghere și control al traficului la Marea Neagră, în colaborare cu ofițeri din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, au identificat o embarcațiune suspectă în Marea Neagră la aproximativ 15 mile marine travers de localitatea 2 Mai din județul Constanța. Imediat, în zona indicată, s-a dispus de urgență efectuarea unei misiuni cu o embarcațiune a grupului de nave Constanța. Deplasat de-a lungul țărmului, unde a luat drumul către România, o să linia punctată, după cum se observă, reprezintă drumul urmat de către embarcațiune. Din acest punct a luat 270 de grade până punctul unde au fost interceptați de către Mai 21-11, unde au fost din acel punct remorcați către portul Mangalia. Nava Poliției de Frontieră a interceptat ținta ce s-a dovedit a fi o embarcațiune de mici dimensiuni din lemn, având arborat pavilion Turcia, deoarece la bordul embarcațiunii se aflau mai multe persoane care purtau veste de salvare și care au cerut ajutor intenționând să se arunce în apă. Comandantul navei Poliției de Frontieră a luat decizia de a desfășura o acțiune de salvare pe mare. În urma acțiunii, în aproximativ 40 de minute, persoanele aflate în pericol au fost transferate la bordul navei Poliției de Frontieră în vederea acordării de asistență și prim ajutor. Nava a fost escortată în zona bazinului portual Mangalia în vederea efectuării controlului specific. Cercetările au stabilit faptul că la bord se aflau 31 de persoane, dintre care 10 bărbați, 7 femei și 14 copii. Polițiștii de frontieră efectuează în prezent cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de intrare în țară prin trecerea ilegală a frontierei de stat, faptă prevăzută și sancționată de articolul 70 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 105 din 2001. Potrivit oamenilor legii, la finalizarea anchetei se vor lua măsurile legale.